Mama mia, pizzeria. Oh, no! Bă, băiatule. Mamă! Alexander, mă! Da, mă, acum mergi la Constituție, acum simt. Deci, eu abia aștept să văd direcții de acolo. Ia, ne-a tras poliția pe dreapta. Aolo. Astăzi filmăm reacția youtuberilor la evacuare și nu vorbesc tare pentru că tatăl meu urmează să vină să vadă mașina. Este deja următoarea zi de când am modificat mașina și vreau să văd reacția lui la evacuare pentru că nu știu la ce să mă aștept, nu știu dacă o să-i placă sau dacă o să zică, mamă, ce porcărie ți-ai pus pe mașină. Haideți să vedem, nu uitați, dați acolo pe butonul de like și de subscribe dacă sunteți noi pe canal. Și urmează să vedeți și mai mulți youtuberi astăzi în acest vlog care reacționează la Tesla. Cu ocazia asta o să-i facem și un prank, o să-i spun că nu pot modifica mașina, adică imediat cum o să o aud, o să zic că n-am cum să o opresc, așa va rămâne de acum încolo, să vedem ce părere are. Nu l-ați mai văzut pe tatăl meu de când făceam car vloguri în poligon, cred că. Deci, hai, vino cu acest să-ți arăt. Eu am modificat ceva la mașină, da? Da. Sunt tare curios dacă o să-ți dai seama așa, după cum te uiți la aia, vezi ceva diferit la aia? N-ai spălat. Asta. Mi-a zis să-mi... Wow. Dar nu se văd țevile, e eșapament. Unde sunt țevile de eșapament? Wow. Asta e de Golf 4 sau 7? De care e Golf? Asta e un Renault RS. Ce dau ăsta acum? Super. Zi ce părere ai de evacuare, ia zi. Dar nu se vede. Păi nu se vede, este efectiv totul legal, păi în bară. Ea se poate auzi de 2 sau de 3 ori mai puternic dacă ar avea o gaură. Dar te deranjează că așa va rămâne, gen. Cum nu va mai fi fără sunet. Eu n-am luat o variantă pe care o pot să o opresc, ea rămâne așa. Da, da, am înțeles. E ok. Deci nu te enervează că acum nu o să mai fie silențioasă de tot? Nu? Nu, pentru că facem mai atenții pe oameni. Practic e chestia aia, sistemul ăla, că aoleu, vine o mașină, pac și se dă la o parte. Deci da, asta era o glumă, pot să opresc, gen poate să fie și oprită și pornită. Am vrut da, să văd reacția ta dacă că nu pot să modific. Chiar dacă nu era oprită, e mult mai avantajos pentru tine. Trecem la un youtuber acum. Salut băieți! Salut băieți! Aleikum salam! Salut, salut, salut! Ce crezi că am făcut la mașină? Swap de motor din ăla, cu turbina hibrid. 1.6 MP, gaz. Încercați să vă dați seama ce am făcut la mașină, hai. Uitați-vă. N-ai spălat-o. Da, ok, ok! Zici că e aceeași. De acum. I-ai schimbat numerele. Nu. Eu zic că ceva se află aici. Deschide. E la fel. Ok. E cea mai scumpă modificare de departe pe care am făcut-o la mașină, ce am făcut. E făcut știu, ceva soft. Știu. I-ai pus long range. What? Bă, și chiar am crezut că ți-ai dat seama, pe o secundă. Ai vrut să fii deștept, doamnă. Mamă, da. E tare, dar e... I-ai pus și gaz, mă, zi acum. Ce e, ce mașină e? E Lamborghini Urus. E V8, e V8 oricum. American Muscle. E un Corvette. Nu, e Corvette, Corvette, vezi? V8. American Muscle. 6.2 LS. M5. Renault Megane RS. Ce bă, așa sună? 4 linii. Da, bă, ideea e că nu știu cum s-au de la interior. Vrei să vă dau o tură, vreau o tură? Da, ia, hai, dă-ne o tură. Mama mea, da, ai la mașină, Andrei, rău. Lângă asta ai chestiile astea, reactor, transformer. Ce să mai mă, transformer? Jet fighter, adică... Iată. Mă, nu știu de rău. Ce mișto, dar bă, parcă simulează prea real. Din afară se auzea un pic că e fake. Păi da, da, normal. Normal, da. Dinăuntru... Bă, chiar se aude bine. Chiar simulează forță. Chiar se aude super bine. Ia, hai, dă-ne o tură. Că îți curios când merge. Dar consumă mai mult acum? Da, asta e. Că nu consumă deloc mai mult. Consumă exact la fel. Avem pop să mei, bă, băiatule. Că asta e mișto, că îți face și cold start. Nu pot să cred. Da, da, da. Păi, când am pornit-o de față cu voi, a fost un cold start ăla, știi? Ce mișto. Ia stați că avem o plecare nervoasă în 3, 2, 1. Da, mă, vezi, e combinat, da, ăla, e electric și e și pe benzină. Băi, e chiar mișto modificarea, să știți că mie chiar îmi place personal. Chiar e șmecheră, bă, chiar e șmecheră, nu mă așteptam și eu care sunt mai mult fan cu, știți voi, na, V-urile, V-urile. Dar s-a luat un V8 mișto. Mersi, mersi. Upgrade la V8 la Tesla. Deci poți să setezi de câte ori să dea backfire-uri, efectiv, de o dată de 3 ori de 0 ori. Ce pui mei, băi, măițule. Acum setăm decât să dea pops and bags. Hai să vedem și reacția la următorii youtuberi. Ia spune, ce crezi tu că am făcut eu la mașină, Gani? Băi, colant nu cred. Nu pare a fi niciun colant. Nu pare a fi niciun colant. Jantele nu sunt schimbate, adică... Nu, sunt jantele ei. Uh-huh. Cred că în interior altceva, nu știu. Ia, deschide, să vezi dacă vezi ceva diferit. Ia.
Nu-mi dau seama. Să mor dacă-mi dau seama. Uite, avram și încearcă să pornești. I-ai pus din aia de faci zgomot? Da. Apasă pe accelerație. Eu auzi-o, bă. Ce V8 e ăsta? E corvet ăsta. Și se aude afară, gen? Da. Au, se aude afară, crezi că e doar din boxe. Hai, vine ca să te pun eu, pe, să vezi tu din spate. Ia, ține, ți-ai filmat direct din spate. Bă, și crecăluri din alea nebune. Wow, ești nebun. Și acum te întreb unde ne-ai evacuat. Păi asta zic, unde? Ce troll e, bă, frate. Da, este în bară. Și nu este okay. Dată o gaură sau ceva, ea s-ar auzi de 2 sau de 3 ori mai tare dacă ar avea o gaură. Așa, cum se aude eu? De ce e clar asta, ești nebun? Mișto asta. Și gen mă gândesc că se aude și în mers. Mai mișto e în mers, dacă asta vrei să dau o tură, vrei să vezi cum e? Da, hai. Pot să-ți spun că aseară am mers așa liniștit printre blocuri, nu știu ce, am declanșat alarme. What the fuck? Da, să facă Tesla să declanșeze alarmele la mașini cu evacuarea asta. Bă, ce troll ești, nebun. Troll rău de tot. Are și pops. Ia uite. Bă, ești nebun, deci nu te aștepți de la Tesla să facă așa. RS. Mama mea. Se aude ca și cum o ține sus, da, în ture, da, știi? Da. Ea schimbă uneori, dar nu știu cum schimbă, știi? Mm-hmm. Asta e o anomalie. E din soft, da, e din soft, din softul. Uite, n-am apucat într-un tunel ceva, când avem tunele pe aici să... Auzi ce frumos în Irlanda. Da. Molo! Mamă! Bă, ești nebun! Mama mia! Pizzeria! Molo! Bă, băiatule! Mamă, cum se aude și cu acum și cu sunete și mai mișto, frate! Da. Wow. Holy fuck. Acum mă testez și eu, că nici eu n-am apucat să mă bucur prea mult de ea. Da. Mamă, e tare rău. Fun fact, după filmare am aflat că a fost pentru prima dată când am mers cu o Tesla, Ganicus. Băi, tare, mă, foarte tare. Credeam că ai făcut ceva la interior. Deci, o notă așa la modificarea asta, cum e, ți se pare? Worth it, așa? Bă, sincer, eu nu prea le am așa cu sunetul, nu prea îmi place să facă zgomot, da, mașina, știi? Da. Că am avut hibride și am hibride și el. Eu sunt mai mult pe liniște cum ar veni și îmi place mult că poți să schimbi sunetul, adică dacă te plictisești de ceva, poți să spui altceva, știi? Da, asta e chestia. I-aș da un 9.50, ți-am zis. Nu i-aș da 10 fix. Ah, da. Nu i-aș da 10 fix, că ți-am zis, nu sunt eu cu astea. Bun, guys, cam asta a fost reacția lui Gani. Acum trecem la următorul YouTuber. Am venit să luăm pe Ice Island. Salut. Și ce crezi că am făcut la mașină înainte să o vezi? Bă, nu știu, e greu, adică ce ai putea, nu știu. Hai, vino să o vezi, să-mi spui okay. Tu de fapt ce ai modificat la ea. Ok. Ah, oh, what the fuck, stai ca cum realizezi gen? Ce vezi? Scrie acolo Andrei Rogi. Da. What the fuck, ok, ce sunt astea? Ok. Asta erau. Când erau, mă, astea? Le-ai văzut, cred că ultima dată, erau. Bă, stai puțin. Gen, nu prea seamănă cu, gen, ce aveai tu. Ceva, dar nu-mi dau seama ce exact. Nu știi exact ce-i schimbat, nu? Ba da, știu ce-i schimbat, gen. Ia. Spionare, așa, nițe. Bă, nu mă pricep la mașină, dar vreau să spui ce-i schimbat, că gen... Nimeni nu și-a dat seama, nimeni caputa, nu și-a dat caputa, seama. Ce-i schimbat? Nimeni nu și-a dat seama, așa că nu te simți, aș fac că nimeni nu și-a dat seama. Bă, dacă începi să... Ah, what the fuck? Gen, e pe benzină acum? Da. Ok. A, ți-ai pus de la Thor. Da, exact. Au. Ia, vreau să văd și o aplicație. What the fuck? Pune ce vrei tu aici. Am văzut aplicația asta pe net. Mă, tu chiar ți-ai pus asta? Da. R7. Ia, dă-i tare. Mamă, ești nebun. Dacă n-avea o gaură la ambele părți, s-ar auzi de 2 sau de 3 ori mai tare. Păi dacă... ok, 2 gaură acum. Aș pierde garanția. Aia e problema. Ah, okay. Aia e problema, că okay. Restul aș fi făcut asta, dar garanția la mașină e garanția. Da, la ok, are sens, are sens. Te dau o tură acum să vezi cum e, cum mers? Bă, da, chiar vreau să văd. Hai. Hai. Mamă, bă, stai puțin, stai. Oh, stai așa că am deschis ușa, m-am speriat chiar. Hai să închid geamul. Wow. Bă, da, parcă nu știu, parcă chiar dacă nu există o evacuare, parcă simți o vibrație așa. Păi nu, vibrația chiar este care putere, deci de putere okay. Are. Bă, ești nebun. Ia uzi. Bă, dar chestia asta e chiar mișto, sincer. Wow. Mamă, cum e asta? Ești nebun. Mamă. Panamera, eu, nu? Nu, Panamera. A, Panamera asta? Panamera, da. Mă rog, Corvette înapoi. Yeah. Asta. Jet fighter? What? Ce conduce, mă? What?
Mă, ce e asta? Asta-s nou. Mamă, că se... Asta-s nou, băi, pe se uite, da. Mamă, că se uită ăștia de la... Mamă! Wow! Op. Mamă, a plecat corvetul, ești de bun! I-am făcut o mare. Da, mă, acum mergi la Constituție, acum, sincer. Deci, eu abia aștept să văd direcții de acolo. Ia, ne-a tras poliția pe dreapta. Aoleu. Am trecut și pe lângă poliție, era să ne ia, e tot în regulă. Ne-a și oprit. Ce e asta? E rupt. Mamă! Alarma! Da, fraților, cam asta au fost reacțiile la noua evacuare. Cam așa se aude. Să-mi spuneți și părerea voastră în comentarii. Eu zic că a ieșit cum trebuie. Dacă vreți să mai vedeți clipuri când modificăm Tesla, dați acolo pe butonul de like și abonați-vă. Și dacă vreți să vă cumpărați și voi o evacuare de genul, aveți un link în descriere, codul Andrei pentru 500 de lei reducere și ne auzim data viitoare.